ori, să încerci manevre acolo, să vezi cum te duci și încât să o calculezi. Dacă nu, nu-ți rămâne decât suma șirul acela să-l încadrezi în alte două să vezi două șiruri, unul minorant, altul majorant, ambele minorant și majorant să facă același lucru, să aibă aceeași limite, ca să-l strigi ca un clește. Deci teorema cleștelor, nu? Asta a fost. Cam așa, calculul efectiv a sumei respective sau încadrarea a termenul, a șirul respectiv între alte două șiruri, minorant și majorant. Da. Păi, fiindcă ai totul o limită, vrei eu? Da. Ia să vedem dacă mă amintesc o limită frumoasă. Da. Limită. Se vede undeva. Timp de la infinit, din logar natural, din sinus de alfa x, atunci spunem x tind de la 0, hai să modificăm. Limită pentru x tind de la 0, din logaritmul de e plus tind de alfa x, totul supra logaritmul natural din logaritmul natural din e plus sin de beta x. Se calcul. Păi dacă x tind de la 0. Ia să vedem cât este. Sinus 0 este 0. Și când logarit din e, care face 1. Și logarit din 1 face 0. Și în cazul 0 cu 0. L'Hôpital. Fără L'Hôpital? Nu merge. Poate merge, dar trebuie să analizez dacă sunt condiții de L'Hôpital îndeplinite. Artificii de calculare. Atunci haideți să luăm mai simplu un pic. Limită pentru x tind de la 0 din logaritm natural, cu un singur logaritm natural. Logaritm natural din 1 plus sin de alfa x supra logaritm natural din 1 plus sinus de beta x. Tot în cazul 0 plus 0. Nu? Tot în cazul 0 plus 0 natural. Ori de câte ori vedem logaritm natural. Condiții de existență. Există o formulă, o limită fundamentală. Vă mai amintiți limitele fundamentale? Da, era 1 plus xn supra xn. 1 plus un șir. Care tind la 0. Așa, supra șir și, da? Deci, hai să vedem așa. Notați-vă, limitele fundamentale, să ne amintim. Unde stai? Departe? Strada Băncii. Pe Banca Națională. Îl ducem pe el o pic acolo și ne întoarcem ca să ducem spre casă, că nu lăsăm de drum. Și dacă tu cu Banca Națională, te pot lăsa la statui. Eu merg pe
Arde aurul. Vine mama, da? Da. Uite, limitele fundamentale sunt așa. Limită pentru x tind de la un x0 din 1 plus un f de x totul supra 1 pe f de x face e, dată și numai dată, f de x se duce la 0. Deci 1 plus f de x supra 1 pe f de x cază 1 la infinit. Apoi, limită pentru x tind de la x0 din logarit natural din 1 plus ceva expresie f de x totul supra expresia ce e f de x face 1 dacă și numai dacă f de x se duce spre 0, trecând la limită. Apoi, limită pentru x tind de la x0 din a la f de x minus 1 supra e la f de x și e la f de x minus 1 supra f de x face 1 dacă și numai dacă f de x se duce spre 0. Și limită pentru x tind de la x0 din a la f de x minus 1 supra f de x face logaritmul din a, nu? Da. Dacă și mai dacă f de x se duce spre 0. Ele au la bază asta de aici. Numărie. Toate se pot bază. Că asta dacă notez și logaritmez, apare asta, când ai logaritmat-o, exponentul știți bine vine în față, 1 pe f de x, și în logaritmul de 1 plus f de x. Deci notând asta cu un bn, logaritmez și ajungi la logaritmul din e face 1. Și deci ăsta e motivul care, pentru care se întâmplă chestia asta. Deci toate se bazează pe numărie. Sunt aplicații la acesta. Și urmă arsinus, artangentă, sinus, tangenta, merg și fac acolo limite fundamentale. Acum, noi suntem în cazul 0 pe 0. Și când vedem logaritmul din 1 plus ceva, imediat îți fuge mintea 1 plus ceva, pui sub acel ceva, ca să vezi dacă sunt, te duci pe înlături necazuri. E cam mai departe cu limită. Pentru x tind de la 0, din logaritmul natural din 1 plus sinus de alfa x, totul supra alfa x, ori totul supra sin de alfa x, ori sinus de alfa x. Nu? Am mulțit și am împărțit. Logaritmul natural din 1 plus sinus de beta x, totul supra beta, sin de beta x. Da. Ori sinus de beta x. Ori sinus de beta x. Asta 1, asta 1. Și ca mai departe, cu limită, pentru x tind de la 0, din sinus de alfa x, sinus de beta x. Care face... Aranjăm și asta că da. Facem fericit și pe sinusul ăsta. Da. Că sinus de ceva, dacă îi pune exact argumentul său, alfa x și alfa x, face fundamental dacă argumentul duce la 0. Și când x-ul duce la 0, alfa x duce la 0. Da. Și asta la urmă trebuie să dea alfa supra beta. Așa va, da. Deci aici îi punem beta x și beta x și egal cu limită pentru x tind de la 0 din alfa x supra beta x. Cu x se duce, simplificăm și prin alfa pe beta. Da? Da. Dacă apare logaritm de logaritm, ori de câte ori treci la limită și apare logaritm din ceva care face 1, ăsta de aici interior face 1. Că din logaritm din e. Adunăm și scădem în 1. 1 plus 1 și minus 1, da?
adunări și scădem unul în unul. În argumentul logaritmului din exterior. Ca să-l facem fericit. Să-i punem 1 plus logaritm minus 1. Deci în argumentul logaritmului acesta, fiindcă am văzut că el face 1, după înlocuirea cu x cu 0, sin de 0 face 0, logaritm din e face 1, pentru logaritmul exterior face 1. Și că ori de câte ori face argumentul său 1 la limită, adunăm și scădem 1. Și atunci vine 1 plus logaritm minus 1 și începe treaba. L-am făcut pe ăsta fericit în exterior și ne tot duce spre interior până când epuizăm și până la urmă ajungem la asta. Da. Și până la urmă mergem pe drum cunoscut, tot alfabet beta. Dar am băgat 2 logaritmi, am văzut aici și am pus un E. Ca logaritmi din S fac 1. E un primar și când ajunge? Da. Cât e? 10? Și jumate. 10 și jumate. Mă țineți de bani. Păi este frumoase. Da, ne oprim că mâine o zi, voi trebuie să ajungi voi la școală. Voi vă duce la școală, nu vă vedeți acum. Să vă pregătiți pentru bac. Da, ne oprim. La revedere, dragilor. Mâine seară. Vezi.